Regenerarea pădurilor din județul nostru se face la un interval de 2 ani de la data de când s-a tăiat o parte de pădure. Zonele verzi sunt populate cu plopi euroamericani care cresc în 20 de ani, cât alții în 60. Chiar și în aceste condiții, ocolul silvic Giurgiu exploatează circa 120.000 de metri cub de lemn din capacitatea maximă prevăzută de lege de 158.000. În județ practic nu avem defrișări, noi în mod legal exploatăm anual, conform prevederilor amenajamentelor silvice, 120 de metri cubi. Pădurea produce 158.000 de metri cubi și noi tăiem doar 120. Avem planificat, de regulă 110-115.000 exploatăm în mod legal. Acest volum, 20% merge către populația, asigurarea cu lemn de foc și lemn pentru construcții rurale, împrejmuiri mici, amenajări gospodărești. Diferența de 80% intră pe circuitul economic. Întreaga cantitate defrișată este împărțită între populație și firmele care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării masei lemnoase. Din totalul exploatat, circa 80% ajunge la agenții economici și doar 20% la populație. Prelucrarea masei lemnoase în Cherestele aduce firmelor câștiguri substanțiale atâta timp cât mai bine de jumătate din cantitate merge către export. Potrivit conducerii ocolului Silvic Giurgiu, defrișările făcute pe raza județului nostru nu creează calamități naturale, pentru că acestea sunt făcute controlat conform legii.